Avem convingerea că fiecare companie poate să genereze mai mult cash, mai mult profit. Și mai avem convingerea că pentru a genera acele elemente esențiale business-ului, fiecare business are nevoie de cineva din afară să vadă exact unde să acționeze. De aceea suntem aici. Aș vrea să îți arăt acum etapele maximizării vânzărilor din perspectiva noastră. Conceptul nostru propriu pentru a maximiza ceea ce are deja compania și pentru a obține profiturile maxime posibile cu ceea ce există deja în companie. Prima etapă este aceea de poziționare, și anume să știe exact clientul de ce cumpără de la această companie. E mult mai mult și o să trec în fiecare etapă la explicații ulterioare. Adică, practic, să știe fiecare companie unde îi este locul în piață. În ce piață este, evident, și unde este locul. Apoi, value chain. Aici este ideea de cum generează compania valoare pentru client. Pentru că, până la urmă, orice business este pentru a genera valoare pentru client, pentru care este plătit business-ul. Iar ideea de bază aici este ca această valoare pe care business-ul o generează să fie exact valoarea pe care clientul și-o dorește, percepută corect de către client, după valorile și înțelegerea clientului și nu după cum consideră compania că dă valoare clientului. Apoi, planificare. Evident că fiecare business știe exact unde vrea să ajungă, doar că e important să fie exact pe hârtie scrise toate acele obiective financiare în mod special și să aibă un plan de vânzări, pentru un plan strategic pentru a ajunge acolo și un plan de marketing, care vine din perspectiva atingerii obiectivelor. Apoi vorbim de experiența clientului, care, după cum probabil știți, fiecare business are o experiență, o interacțiune sau mai multe interacțiuni cu clientul înainte să cumpere, în timpul cumpărării și după cumpărare. Iar fiecare această touch point, interacțiune, este foarte importantă tocmai pentru ca clientul să aibă percepția corectă asupra companiei. Și să-și dorească, evident, să facă business în viitor, să recomande la alții și să fie până la urmă bucuros de ceea ce a primit de la companie. Apoi discutăm de comunicare și aici sunt exact mesajele potrivite, pe canalele potrivite, la timpul potrivit, către persoanele potrivite. Și, evident, partea finală este aceea de vânzare. Și aici discutăm efectiv de oferte, de promoții, de cum ajungem efectiv ca vânzarea să se întâmple. Și o să le iau pe pendelete fiecare. Înainte, aș vrea să ne uităm puțin ce presupune fiecare etapă. Sunt doar două stadii. Prima este aceea de auditare, și anume, sau audit în engleză, care sună mai bine din perspectiva mea, înseamnă pur și simplu să ne uităm exact la ce există acum în companie, ce face compania bine, ce face mai puțin bine, ce face deloc sau poate prost, și să identificăm exact acele puncte esențiale pe care are sens să ne focusăm. După care, evident, să ne apucăm de îmbunătățire și dezvoltare. Și acum hai să ne uităm puțin la fiecare etapă în parte. Când discutăm de poziționare, discutăm de a ști exact, scris pe hârtie, soluțiile, fiecare soluție pe care o oferim fiecarei categorii de clienți și pentru care să identificăm clienții ideali. Pentru fiecare soluție, în fiecare categorie, să identificăm clienții ideali pe care vrem să-i deservim. Apoi, care sunt punctele de diferențiere? Și anume, de ce vin oamenii, clienții, către noi să cumpere și nu se duc către concurenții noștri? Apoi, prețurile. Care e politica de preț? Și, evident, vrem ca prețul să fie cel mai bun. Cel mai bun din perspectiva, ia, preț corect, din perspectiva să nu fie nici prea mare, pentru că speriem clienții, dar nici prea mic, pentru că putem să speriem clienții în direcția cealaltă și în sensul în care prețul, dacă este prea mic, transmitem mesajul hello, compania aceasta nu este suficient de bună pentru mine. Deci vrem să fie exact prețul potrivit pentru soluția pe care am identificat-o, pentru categoriile de clienți ideali pe care le-am identificat și, evident, în funcție de punctele de diferențiere pe care le-am identificat. Apoi avem nevoie să avem o viziune și o misiune foarte, foarte clare, scrise pe hârtie. Și mai mult decât atât, fiecare angajat al companiei să le cunoască și să le interiorizeze în ei, astfel încât să comunice congruent
către lumea exterioară, care sunt clienți, parteneri de business, furnizori și alții. Apoi vrem să știm care este persoana care comunică, pentru că în ziua de astăzi oamenii cumpără de la oameni. Chiar dacă zicem noi că facem business B2B sau B2Z, oamenii cumpără de la o anume persoană sau de la mai multe. Și atunci avem nevoie să identificăm care este persoana care se duce la înaintare, care comunică mesajul companiei, brandul pe care îl creăm, value proposition și care atrage clienți către noi. Apoi avem nevoie de poveste, pentru că povestea este de fapt cea care vinde. Există o vorbă, facts tell, stories sell, pentru că oamenii se conectează altfel la o poveste. Și aici discutăm de povestea omului care a înființat compania, de povestea produsului, a brandului sau chiar a companiei în sine, pe care avem nevoie, evident, să o comunicăm în exterior într-un mod strategic, într-un mod inteligent. Apoi, cuvintele cheie pe care le introducem în orice comunicare, indiferent unde este această comunicare, pentru că ele, de fapt, reprezintă o bază solidă a brandului pe care îl creăm. Și apoi poziționarea în piață. Să știm exact unde ne situăm față de concurenți sau față de alte soluții alternative pe care, evident, clientul le are la îndemână și poate să le aleagă. Pe partea de value chain. Aici discutăm despre, după cum spuneam, cum adaugă compania valoare pentru client, din perspectiva clientului. Și aici ne uităm la locație, dacă există, evident, aspectul locației și procedurile de lucru. Apoi fluxul de clienți, cum intră, cum ies, ce se întâmplă în cadrul biroului sau a clinicii sau a magazinului, depinde ce are fiecare. Și care este fluxul de comunicare atât intern cât și extern către clienți. Care sunt standardele de comunicare? Evident, vrem să le setăm dinainte și vrem ca personalul de vânzări să le cunoască, în mod special, recepționistele sau, mă rog, personalul care intră în contact cu clienții și apoi vrem ca efectiv întregul personal să cunoască aceste standarde. Pentru că e foarte important. De exemplu, dacă noi promovăm o viață fericită, să spunem, da, zântrăiește cu zâmbetul pe buze și dacă femeia de serviciu, care întâmplarea face că este acolo când clientul intră în magazin sau în clinică, se uită încruntată la client, nu este tocmai bine, nu? Și atunci vrem ca și femeia de serviciu și efectiv tot personalul să înțeleagă standardele noastre de comunicare și care evident trăiesc din viziune și din valorile companiei. Apoi ne dorim să avem super angajați, pentru că, evident, cu cât sunt angajații mai buni, cu atât firma poate să crească mai repede, pentru că este mai eficientă, pentru că creează valoare într-un mod mai rapid și, evident, cresc și vânzările și profiturile corespunzător. Deci aici avem nevoie de o politică de recrutare corectă. Avem nevoie de programe de training în funcție de, evident, nevoile fiecărui angajat sau fiecărui departament sau pur și simplu poate că e nevoie de un training de dezvoltare personală sau de comunicare, pentru că acestea sunt baza ca un angajat să fie și eficient și fericit la locul de muncă și ne dorim ca acest lucru să se întâmple, evident, pentru că așa poate să crească compania. Organigrama firmei, astfel încât fiecare să știe exact care este locul lui în companie și, evident, cum contribuie la viziunea și la misiunea firmei. Și fișa de post în care oamenii știu exact ce au de făcut. Și avem nevoie să stabilim obiective pe care fiecare angajat să le îndeplinească într-o anume perioadă de timp și să cum evaluăm angajații în funcție de toate lucrurile pe care le-am spus mai devreme. Nu în ultimul rând, avem nevoie de așa numitele dashboards, care practic sunt niște modalități de a înțelege în timp real care sunt rezultatele companiei. Și în mod special, avem nevoie să știm ce se întâmplă pe partea de marketing. Investim niște bugete, vrem să știm exact ce obținem din acele bugete de marketing. Pe partea de vânzări, vrem să știm exact cum evoluează vânzările în timp real și vrem să știm și rezultatele financiare în totalitate ale companiei. Este important să le știm în timp real și nu la sfârșitul anului, când deja e prea târziu și nu mai e ce să faci, că alea sunt. Tocmai pentru a putea monitoriza și ajusta activitățile în funcție de ce se întâmplă. Apoi, din perspectiva planificării.
Evident, avem un plan de afaceri care are obiective financiare foarte, foarte clare. Vrem să creștem cifra de afaceri anul acesta la 10 milioane de dolari. Bun. Sau pe lună vrem să vindem atât sau un profit de atât. Apoi avem un plan de vânzări care ne spune, de fapt, cum ajungem să ne îndeplinim obiectivul financiar de la sfârșitul anului. Și avem și un plan de marketing care ne spune ce, cum și unde comunicăm, combinând online sau offline, astfel încât să generăm cerere pentru produsul sau serviciul pe care noi îl oferim. Următorul pas este experiența clientului. Și aici discutăm de călătoria și experiența clientului. Și anume, discutăm de o hartă actuală pe care noi o facem pentru ca potențialul nostru client să călătorească către noi. De la nu te cunosc, nu știu cine ești, nu mă interesează de tine, către vreau să cumpăr de la tine. Acest lucru se întâmplă efectiv planificat de către companie. Pe de o parte. Și pe de altă parte, avem nevoie ca la fiecare pas al experienței clientului, el să primească acea interacțiune, acel serviciu, acel zâmbet, acea senzație, sentiment, în concordanță cu poziționarea pe care am stabilit-o pentru companie. De aceea, este posibil să avem nevoie să adăugăm interacțiuni în plus cu potențialul client ca să-l facem să vină către noi și este posibil și sau să avem nevoie să îmbunătățim anumite aspecte ale experienței clientului nostru, fie înainte de cumpărare, fie în timpul cumpărării, fie după. De aceea, în mod special, partea de post-vânzare este foarte, foarte importantă, pentru că de acolo vin recomandările și de acolo poate să crească business-ul fără să fie nevoie de investiții în buget de marketing și vânzări. Nu știți și voi, clienții satisfăcuți sunt ambasadorii cei mai buni pentru brandul pe care îl reprezentăm și îl construim. Experiența clientului este nevoie să fie făcută separat, diferențiat, pe partea de retail și pe partea de corporate. Deci dacă ne adresăm celor două segmente, avem nevoie de experiențe diferite, abordări diferite și pe una și pe alta. Partea de comunicare. Aici discutăm de-abia despre brand, despre vizualuri, despre logo, despre poze, despre flyere și tot ce folosim. Și mai ales despre mesajele pe care dorim să le includem. Discutăm despre canalele de comunicare online, care ce înseamnă? Înseamnă website, blog, social media, video și email marketing. Și discutăm și despre canale de comunicare offline, care pot fi include materiale de marketing și care pot fi în locație sau în afara locației, evident. Și să nu uităm și presa, care poate să ne ajute în momentul în care știm cum să o folosim eficient. Apoi discutăm de produse digitale. Rolul acestui produs digital este pur și simplu de a genera business, de a face ca oamenii să vină către noi fără să ne coste timp și bani. Odată ce investim în dezvoltarea unui produs digital care are rolul de a genera interes de oameni care vin către noi, așa numitele lead-uri în engleză, adică adrese de mail și până la urmă audiență pixelată, nu vreau să intru în detaliu pe Facebook, sunt oameni care vin către noi pentru că înțeleg că au problema, provocarea pe care noi o rezolvăm. Aceste produse digitale pot fi sub formă de ghid, sub formă de toolkit, de o serie de videouri sau un e-book sau pur și simplu un white paper în cazul în care ne adresăm unor firme sofisticate, B2B, hai să spunem, mai complexe. Și, evident, avem nevoie și de testimoniale și de studii de caz. Care e diferența între ele? Păi testimonialul e pur și simplu o persoană care spune, vai ce mi-a plăcut mie de compania X, produsul Y. Iar studiul de caz este o poveste în care arătăm cum produsul sau serviciul nostru l-a ajutat pe client să obțină rezultatul pe care l-a obținut. Și este un material educativ care are o valoare și o putere mult mai mare în comunicare decât un simplu testimonial, care confirmă că ceea ce facem, facem bine. Pe partea de vânzare. Aici avem promoții, pachete speciale,
diverse opțiuni pe care clientul le are pe perioade limitate, evident, cu un câștig financiar pentru el, în care primește mai mult decât plătește. Avem nevoie de un sistem de vânzări online și un sistem de vânzări offline. Ideal este să le combinăm pe cele două, pentru că sistemul de vânzări online este automatizat și ne scutește foarte mult timp sau resurse pe care nu are sens să le plătim pentru a comunica cu potențialul client, pentru că avem aceste interacțiuni în online. Și important este să introducem și comunicarea offline, o discuție telefonică sau în persoană, sau mai multe, depinde de produsul sau serviciul pe care îl vindem, pentru că, după cum spuneam, oamenii cumpără de la oameni și au nevoie și de această interacțiune umană, fizică, live, pentru a lua decizia de cumpărare. Important este să folosim partea de online pentru a genera fix doar lead-urile calificate interesate către echipa de vânzări. Evident, așa este cel mai eficient posibil pentru echipa de vânzări, pentru că din call-urile sau meeting-urile sau discuțiile pe care echipa de vânzări le are cu potențialul client, se materializează un număr foarte mare de vânzări. Pentru că deja partea de educare și filtrare și comunicare și construirea relației a fost făcută în partea de online înainte de acea discuție. Din perspectiva materialelor de vânzare, avem nevoie, depinde de business la business, de scripturi de vânzări, pe care eu personal sunt de acord să le facem, dar nu sunt de acord să le urmărim fix punct cu punct, pentru că fiecare are o personalitate anume și important este să fie autentică echipa de vânzare în discuțiile cu clientul și aici, mă rog, se pot face diverse traininguri pentru acest aspect. Avem nevoie poate de un pitch book, dacă discutăm de vânzări B2B, în care să facem o prezentare concretă, reală, dar pornind de la provocările potențialului client. Nu partea de PowerPoint care era făcută pe vremuri și care are o rată de conversie foarte, foarte mică și nesatisfăcătoare. Avem nevoie de listă de potențial clienți pe care constant și continuu avem nevoie să o creștem prin diverse sisteme, evident. Și este posibil pentru 90 ceva la sută din companii să vrea să facă prezentări live. Într-o conferință, într-un eveniment, poate un webinar, depinde de business, de ce vinde, de ce oferă ca produs sau serviciu și de audiența lor. Prin această prezentare se discută într-un cadru de la one to many, adică de la unul la mai mulți în același timp și practic o singură prezentare poate să însemne 5 discuții de vânzare sau 10 sau 100 sau 1000, depinde de, cum spuneam, audiență, produs sau serviciu. Cam aceasta este abordarea noastră și multitudinea de oportunități pe care fiecare business îl are. Ce ne dorim noi este să fim alături de tine ca antreprenor, ca business leader, ca om care își dorește să-și crească businessul și să venim în întâmpinarea nevoilor tale exact acolo unde tu simți că ai nevoie sau unde identificăm împreună, cu servicii de consultanță, de marketing specializat, de training și de mentorat. Mă bucur foarte mult că ai ascultat, ai văzut acest video până la final și te rog frumos să ne contactezi dacă ți se pare interesant ce ai văzut aici și dacă consideri că ești la momentul potrivit pentru a investi, pentru a crește businessul și mai mult, să-l duci la nivelul următor.